Sindicatele germane ale feroviarilor cer salarii mai mari și reducerea programului săptămânal de lucru de la 38 la 35 de ore, fără o diminuare a veniturilor. Aproximativ 80% din trenuri au fost anulate, iar protestul afectează atât transportul feroviar de pasageri, cât și pe cel de mărfuri. Timp de 6 zile, pasagerii și economia vor trebui să accepte restricții de amploare în transportul de lungă distanță, regional și de marfă. Dieser beinhaltet genau den Tarifabschluss, den wir mit 18 anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland abgeschlossen haben, zu übernehmen. Bedeutet, nun liegt es an Herrn Seiler, ob weiter gestreikt wird. Compania Națională Feroviară Deutsche Bahn a încercat să împiedice greva până în ultima clipă. Dieser sechstägige GDL-Streik hat massive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die GDL bestreikt, wenn man so will, auch die Wirtschaft in Deutschland und in Europa. Die Ausfälle sind schon jetzt zu spüren im europäischen Güterverkehr. Pierderile s-ar putea ridica până la 100 de milioane de euro pe zi. Între timp, călătorii afectați sunt împărțiți ca opinii. Unii înțeleg demersul, alții s-au resemnat, iar alții sunt furioși. Delay by about 20 minutes. Nicht gut, wir verlieren dadurch 2 Tage Hotel, wir verlieren dadurch ein Musical, also ich finde es nicht prickelnd. Grundsätzlich bin ich Befürworter des Streiks, warum er so lange ist, darüber kann man streiten. Greva din Germania afectează întreaga Europa.